avantaje și dezavantaje în fiecare dintre aceste două formate. Sigur, dacă e să mă gândesc la felul în care occidentalii concep în continuare iubirea, mi se pare foarte trist că în Occident, în Europa, pentru a avea iubirea adevărată, într-un roman, într-o producție culturală sau chiar în viața de zi cu zi, se presupune că e obligatoriu necesar să ai focuri de artificii, să ai suferință, să ai febră, să ai relație ilicită, durere și, de preferință, moarte la capăt. Violență, în orice caz. Mi se pare trist că lucrurile stau astfel. Pe de altă parte, mi se pare bine că tot în interiorul percepției occidentale despre iubire își face loc și acest proiect, acest concept de tip agape. Iubirea agapică, da? Iubirea care îi pune pe cei doi parteneri unul lângă celălalt. Îi animă de o pasiune altruistă unul pentru celălalt. Îi îndeamnă prin dragoste cumva și către binele celuilalt, dar și către un bine comun. La fel, dacă mă mut în Orient și mă uit la avantajele iubirii orientale, sigur că îmi place teribil de mult această valență metafizică a iubirii. Nu ce poate fi mai frumos decât la capătul unui scenariu de iubire să se înalțe un piedestal metafizic. Însă, acest lucru ascunde și el o capcană tristă, mai ales pentru femei, nu? Pentru că dacă ne uităm cu atenție și în Kamasutra și în budismul tantric, cel vizat de saltul în transcendent, cel vizat de cel care salte cu adevărat dincolo de fizic, din către principiile ultime, către nirvana, nu e și unul și altul, e partenerul masculin, este întotdeauna bărbatul.